Bună, bună! Am fost în concediu și, bineînțeles, că am fost în mall și am reușit să cumpăr puține produse de la Cupio. Este una din firmele care aduce lucruri minunate, rare, unice, în materie de manicură și nu numai. Deci, Cupio, am să vă prezint câteva produse de la Cupio. Îmi iau aceste lucruri, am să le desfac. De cum vedeți, sunt niște benzi, mai am și mai mari și mai la fel. Și acestea se înfășoară pe degetele care ajunge pila să le distrugă, adică unghiile, practic. Am cumpărat două din acestea. Unul mare l-am luat din magazinul veterinar pentru că am fost în toate farmaciile și nu am găsit decât alb și mie îmi plac culorile. Așa că am mers să caut ceva colorat și am găsit acolo. Un alt produs super fain de la Cupio. Vi-l desfac acum. Mi-am vopsit părul în galben. Cartoon așa. Acesta este un suport super cute de bituri și cristal superb. Eu îl voi pune exact deasupra aparatului meu de pilit, deoarece, deși aparatul meu de pilit are 2, 4, 6, 7 locuri speciale pentru suportul biturilor. Din păcate, nu este suficient și acesta mai are încă 6. Așa că sper să ne ajute, deși mi-am luat un suport care nu pot să vi-l arăt, care are loc de vreo, nu știu, 30 de bituri. Acele le-am luat din Baia Mare, tot așa, dintr-un magazin superb de unghii. Eu sunt mare fan produse unghii, să cumpăr non-stop, să am ultimele apariții în materie de manicură. Și mi-am dezinfectat mai înainte biturile și le-am curățat cu periuța. Cele care le folosesc cel mai des, practic, acesta este unul pe care îl folosesc foarte, foarte des. Este din titan și este foarte rezistent. Multă lume zice că le schimbă la 2 luni. Nu știu, eu le-am de câțiva ani. Am un set întreg luat. Îmi pare rău, nu știu să vă zic de unde l-am luat. Dar am destul de multe. Le caut imediat. Acesta este un bit super frumos de cuticulă. Cuticula aceea, știți, care în margine și nu iese cu nimic. No, ăsta scoate afară tot. Îl ador. Nu știu de unde l-am achiziționat. Intră destul de greu și ies destul de greu produsele astea. După cum observ, ar trebui să lipesc de de aparatul de pilit cristalul ăsta. Dar nu o să lipesc pentru că am o surpriză. Am făcut o comandă mișto pentru o freză care încă nu există la noi în țară, de 40.000 de rotații pe minut. Aici am un mini bit flacără, mini flacără, granulație fină, dar nu este foarte sensibil, o să vedeți. Și arăt cum le bag așa, vedeți. Asta este tot o formă de flacără, doar că este boantă, adică nu e ascuțită, cum ar veni. Așa. Aici am o flacără mai îngustă și mai lungă, tot așa pentru șanțuri de la unghii. Și mai avem două. Acesta îl ador. Tot un material ca titanul, nu știu sigur. Granulația, zic eu că e medie spre fină. Eu îl folosesc în special pentru unde e cuticula, știi, dacă rămâne gelul mai
deci trebuie nivelat sau respectiv când fac refill, dar și sub unghie e foarte important pentru că nu deranjează cu el. De fapt, tu poți să pilești pentru că nu arde pielea, nu taie pielea. Mai am un bituleț, ăsta îl folosesc mai mult pentru pedicură. Și este foarte bun, fiind tot bun și plat. Acum am comandat unul din străinătate, o să-l desfac cu voi. Un bit super, mi se pare. Sunt și curioasă să-l testez. Aici avem un pic de praf. Oh, super, mânca pe încă unul. O să mai băgăm. Tot așa o să apară un produs nou, abia l-aștept. Hai să vedem cum pilește. Îl ador. Super calitate. Da, diamantat. Pentru cuticulă, evident. Acestea eu nu le arunc, deoarece dacă vreau să transport mandrina, în primul rând trebuie să băgăm un bit în mandrină, sau dacă țineți minte când cumpărați un aparat de pilit, cu tot cu mandrina, asta e mandrina, trebuie să băgați înăuntru tubulețul ăla metalic, sau un cap de mandrină, pentru ca să nu distrugem mandrina, un cap de pilă, scuzați-mă. Ok. Noutatea sezonului sunt aceste scoici care au apărut deja prin lume. Sunt foarte frumoase, sunt foarte greu de deschis. M-am străduit, cred că 2 minute să le deschid. Acum sunt foarte ușor de deschis. Odată ce le-am deschis, știi? Ca și gluma cu măslina, după ce am obosit-o, poți ușor să o prins cu furculița. Și asta pot să vă spun că au niște culori uluitoare. Uite. Deci, normal, eu am preferat pe un roz plămâniu cu irizații multicolore. Azi și, nu știu, în weekend o să refacem unghiuțele acestea. Am nevoie de aceste două cutiuțe. Normal, eu îmi pun în ele ceva de genul. Asta am primit o cadou de la un domn cu care eu lucrez, după cum vedeți, sunt pietre. Un domn cu care eu lucrez de foarte mulți ani, iau produse foarte multe de la el și mi-a făcut cadou cutiuța, dar eu am nevoie de o cutie de genul, chiar două. Am comandat, o să mai comand încă 5. Să-mi transfer produsele pe care le am în ele, pentru că îmi plac, îs noi, îs curate, îs ușor mate, îs destul de transparente. Eu aici vreau să-mi fac mixuri de geluri. Îmi place foarte mult nuanța de alb lăptos în perioada aceasta, cred că tuturora. Este nuanța, cred eu, a anului pentru unghii, nu doar a verii. Și, respectiv, eu vreau să-mi fac nuanță de neon galben, verde, un pic de roz, poate și un mov. Pentru o clientă vreau să fac un pic de gel pentru niște linii cu pigment auriu din ăsta foarte frumos. Să vedem dacă iese și dacă funcționează, adică dacă se usucă la lampă. Da, mie îmi place cu o clientă nouă sau chiar și o clientă de mai veche care preferă anumite modele care nu sunt făcute de mine, să zicem, să-mi trimită poză înainte să vină la programare. Ce unghi are, ce unghi vrea să-i fac, ce model vreau să-i fac. Și îmi place să testez modelul dacă nu l-am mai făcut. Chiar dacă am foarte mulți ani de experiență în spate și nu am probleme să pictez, dar totuși prefer să știu cam cum ar arăta modelul făcut de mine pe o unghiuță. Și de obicei am aici o sumedenie de unghiuțe de genul acesta pe care testăm. Am și negre, am și transparente și
Cred că o să facem pe una de genul acesta, pentru că unghiuța este mai scurtă și vom testa gelul cu pricina. Voi mai face un gel cu sclipici, mult, dar mult roz. Să trecem la informațiile cu care am început videoclipul despre produse. Azi n-am cumpărat de la Pupio lămpile astea, sunt lămpi luate de mai demult, dar cum se vede, una am utilizat-o, da, aceasta, pentru pedicură și pentru unghiile mele, pentru că sunt pe partea de birou unde lucrez eu, deoarece pe partea de birou unde stă clienta, are două aparate în laterala mesei, unde își bagă mânuțele, care sunt altfel, sunt pătrate, sunt tot așa cu senzor, eu am hotărât să schimb astea lampa și o voi folosi doar la gel lac. Nu mai folosim la gel și la construcții pentru că a slăbit. Aceasta este lampa nouă, precum se vede, identică, super bună. Se poate da jos partea de jos, din spate. Ok, noutățile sezonului sunt aceste micro, micro abrazive, cum se zice, aici zice sanding band, adică un bandă de pilit, mă nu vine în minte cum se numesc, sunt cele mai noi apariții. Foarte mici. Hai să vedem diferența. Cam cum arată una normală. Deci vă arăt una pe roz. Deci așa arată una normală și acestea sunt noile apariții de 3 mm. Așteptam de mult această inovație, deoarece la cuticulă, în clipa în care mergi să pilești, pentru că poți să pilești și cu pile de 180, chiar 150 anumite unghii, și la pedicură, sau la unghii foarte înguste, sau convexe, da? Nu se lucrează bine cu acest, cu capul acesta de freză mai mare, da? Momentan am doar benzile, am de 80 și de 150, câte o cutie, o cutie. Sunt de mai multe granulații. Eu am genul ăsta clasic, le iubesc, dar totuși, acestea noi cred că vor veni în forță și lumea va fi nebunită după ele, deoarece sunt foarte fine, foarte ușor de lucrat cu ele și fiind foarte înguste, nu mai rănim clienta. Da, caut ceva ce vreau să vă arăt și nu știu unde am pus. Cred că e un secret. Probabil le-am dus în altă parte. A, uită-le! Le-am găsit, erau aici, dragile de ele. Uite câte capete de pile am. Și aici se scrie că sunt mai dure. Carbit le zice. Carbit. Și acesta este conul meu. Large cone. Mărimea, adică puterea C. Aici am un cap de freză care nu l-am folosit niciodată, mi se pare incredibil. E teșit. Momentan nu sunt foarte sigură ce se lucrează cu el. Eu cred că French, în principiu, de interior se pilește sau să se taie unghiuțe, nu știu.
o să caut informația și o să o pun în aplicare în clipul în care o găsesc. Scuze, mi-a picat un cap de pilă pe jos. Da, așa că am o sumedenie de capete de pilă peste tot, am marfă peste tot, nu de vânzare deocamdată. Tot de la cupi eu vreau să vă prezint, se numește Sexy, precum vedeți, nu știu cum se vede de bine, poate. Acesta este un top minunat. Eu am preferat pe varianta mat. De ce mat? În primul rând are niște particule de sclipici și paietuțe argintii. Prin mat se văd sclipicioase. Deci matul nu le fură din luciu. Asta mi se pare incredibil. Negre pot să fac și eu cu punctatorul sau am negru un superb, nu-i top, e un gel lac practic. Acesta este albicios cu picățele negre, dar dacă îl pui pe o culoare, e destul de transparent și noaptea e fosforescent. Mori. Ei, să revin la topul ăsta. O să pun, eventual, dacă o să pot, o poză, dacă reușesc să o fac. Așa este. Deci este mat cu picățele, se numește Sexy, precum v-am zis, este la Cupio. Cred că în jur de 5-5 de lei este acum. Sunt cu tot fel de picățele, aurii, argintii, negre. Cred că și albe, mate, lucioase, cam asta e gama. În principiu, cred că v-am prezentat cam tot pe ziua de azi. Nu știu dacă mai am altceva. Ah, uite, era să uit un produs super ce mi l-am achiziționat. Și aceste piciorușe sunt de silicon și nu alunecă pe masă. Masa mea este de sticlă, este destul de alunecoasă, este o sticlă mată cu transparent, așa foarte interesantă. Și o să stea, opa, clientuța foarte comod pe ea. Eu o să înfășor cu un pic de folie pentru ca să nu stricăm produsul, deoarece mâna are evident uleiuri și tot freacă aici și se distruge foarte repede. Așa că eu am o folie alimentară aici și o să o învelesc ca să o protejez. O să-l învelesc pe suportul de mână. Da. Nu am emoții la această filmare, în schimb eu nu sunt obișnuită să filmez, de aceea nici nu fac live-uri. Poate cu timpul o să fac, momentan postez doar pe YouTube, nici nu distribui măcar pe niciun site de socializare, nu mă interesează reclama, fac o mini prezentare doar pentru cele care iubesc YouTube-ul și preferă să vadă noutăți în domeniu sau ce am achiziționat eu. Punem așa deasupra. O să iau un pic de cleans să lipim. Cam atâta e toată povestea. Înfășurăm o dată de două ori, cât să nu se rupă. Și l-am protejat exact unde își pune clientul la mână. Pe margini nu ține mâine, deci ține pe mijloc, așa că nu vă stresează de margini. Cât timp nu-l folosești, îl poți pune jos, precum ți-am zis, când îl folosești sus. Și dacă am văzut bine,
Am să pun înapoi folia. Folia o țin aproape și o țin împachetată într-un suportel foarte drăguț. Am găsit într-un magazin cu de toate, dar în special cu mâncare și respectiv uscasnic. A, uite ce era să uit. Produsele astea. Foarte ușor se împinge cuticula cu ele. Singurul ce nu-mi place la ele este că sunt mici. Și mie îmi place să lucrez la manicură cu obiecte relativ mari. Deci cu asta eu curăț gelul care vrea să curgă de pe margine când umplu sau construiesc. Iar cu aceasta vă arăt super fain, se împinge cuticula, dar foarte perfect. Este bine ascuțită, dar nu la nivelul ca să taie. Precum se vede, ele se îndoaie, super faine. Există roz, verde și transparent. Da, de fapt e auriu. Deci toate sunt cu sclipici. Eu folosesc una, o arunc la dezinfectat. Și atât. Un alt produs minunat care l-am luat, eu nu știu, uite de ele, efectiv tot. Știam că le-am luat mai multe, dar am uitat. Este o forfecuță Cupio. Se numește Professional Cuticle Scissor Pro 19. Eu pe care o am de foarte mulți ani, neascuțită niciodată. N-am scăpat-o niciodată. Eu o prind aici dacă se vede. Nu se vede, dar am să vă arăt. Uite acolo. Am niște magneței. Uite. Super bună idee, toată lumea îmi zice. Și acolo prind o pensetă, încă o foarfecă, o altă formă de pensetă. Și am această foarfecă care este Pro 18. Nu mai aveam magazin Pro 18, deși ăla vreau să-l iau. Avea o noutate de la Pro 18 și în capul meu era, nu știu, era mai lată, nu tare. Mie îmi plac înguste și nu prea înalte. Taie perfect, demențial. O iubesc, o ador, nu se strică în un pont. Foarfeca ta nu se dă la nimeni. Nu contează că clienta a văzut o mini pielicică să tai acolo cu foarfeca ta, niciodată, nu se dă, pentru că foarfeca ta așa e de sensibilă că s-a creat după pasul mâinii tale, cum tu tai cu ea. Și nu se dă nici împrumut, nici măcar o secundă, nici ațe nu se taie cu ea. Aceasta este noua forfecuța mea. E singura care a rămas din Cupio, din vechea tură, din vechiul set care se făcea. Se taie foarte ușor cu ea. Este mată, deci nu prea alunecă atunci când tai. Se poate tăia pas cu pas, pas mici, sau poți să tai mai mult și mai gros. Am testat toate variantele. Domnișoara, nu știu dacă era ei magazinul, eram în Constanța, în Mall City, nu știu cum, un mall de 10 ori mai mare decât ce avem noi în satul mare. Precum se vede, 82 de lei. Produsul, nu știu unde s-o pun, dar îi găsesc aici un loc în Sertărelu cu unde am multe produse. Și ce vreau să vă arăt, o să încerc să vedem, și pentru mine este nou, nu știu dacă merge ce vreau eu să fac, dar uite că merge. Hai să vă arăt. Deci, ce ziceți? Super, nu? Ok, asta a fost pentru astăzi, dragile mele. Sper să faceți unghiuțe frumoase. Sper să învățați cât mai multe lungtăți. Sper să faceți cât mai perfect și mai corect unghiuțe. Am să mai filmez azi încă unul sau două clipuri cu mixuri de geluri și ne vedem câte curând. Din păcate, YouTube-ul mă încarcă într-o zi, două, chiar trei, un videoclip de o oră, acesta fiind de sub jumătate de oră, probabil îl încarcă într-o zi. Și sper să vă fie de ajutor. Uite că vă pot arăta și la final măcar. Stați un pic, am aici un silicon cu care lipesc
E un suport de telefon, practic, așa super plat, cu care eu îmi lipesc, adică îmi țin, susțin telefonul când filmez. Acesta este setul de bituri care l-am și de pe ăla mare, mă întreabă toată lumea ce îi și mai este unul mai mic ca el. E pentru pielea de la călcâie sau respectiv care este în exces la degetele de la picioare pe laterale, dar când e foarte în exces, nu un picuț aia, nu o pilim. Vă pup și pe data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să vă abonați la mine, Sabina Bălan, sau pe Facebook, Manicură Sabina Bălan, sau pe pagina mea, Sabina Bălan. Vă pup! O zi faină!